din, de pe frontul ucrainean. Le comentăm și, imediat. Da. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mai multe zone separatiste din estul Ucrainei au anunțat în urmă cu câteva ore că vor să facă referendumuri de alipire la Rusia. E vorba de zonele din Luhansk, Donetsk, Kherson și Zaporojia. Referendumurile sunt programate pentru perioada 23-27 septembrie. Adică acum, cum ar fi? De vineri începând. De ce e important, nu? Adică, vă spuneți, pentru că aceste zone sunt vizate de ofensiva ucraineană pentru eliberare. Ok. Și din momentul în care ele se vor alipi Rusiei, nu am niciun dubiu că rezultatul referendumului va fi de alipire la Rusia. Va zona fi considerat un atac direct asupra Rusiei. Asupra Rusiei, da. Și Rusia va spune că e atacată de Ucraina pe teritoriul său. Așa, ca idee, dincolo de toate implicațiile militare asupra războiului, sigur, în care Rusia va putea susține chestiunea asta, apare și cea a folosirii bombelor tactice nucleare, deci bombele nucleare mici. Doctrina militară rusească spune că dacă țara este atacată pe teritoriul său, atunci poți să folosești și bombe nucleare, orice. Da. Bun, acum nu mă gândesc atât de departe, deși chestiunea asta cu șantajul nuclear persistă. După cum ați văzut, astăzi au fost bombardamente în apropierea unei alte centrale nucleare, da? Nu mă gândesc chiar atât de departe, dar mă gândesc la posibilitatea ca Rusia să declanșeze o mobilizare generală, nu? Pentru că țara este atacată și atunci, cu mai mare ușurință, poți să aduci trupe, să mobilizezi bărbați, decât acum când o faci pentru o operațiune specială și când poți să aduci doar un anumit număr de trupe, un anumit număr de profesioniști să-i pregătești. E un gest de disperare, dată fiind situația din ultima perioadă, când nu arată, pentru Rusia nu arată bine din punct de vedere militar. E clar că nu face față pe frontul acesta, mai ales când se confruntă cu echipament modern livrat de Statele Unite și alte țări NATO. Și e clar că e o tactică prin care să pună și mai multă presiune în zona respectivă. Astăzi, premierul Erdogan a spus că Rusia trebuie să dea înapoi toate teritoriile pe care le-a luat de la Ucraina, ceea ce este un anunț, cum să zic, surprinzător, prin duritatea cu care este făcut, pentru că Turcia era văzută de pe poziție de asta ambivalent, adică părea că joacă la ambele capete, doar că Recep Tayyip Erdogan a fost destul de clar și a spus că se referă inclusiv la Crimeea. Știți, Crimeea este zona aceea din peninsula Crimeea, este cea luată în 2014, unde nici comunitatea internațională, nici cea europeană, nu au zis mare lucru când rușii au intrat acolo. N-au protestat foarte convingător, da. Așa, da. Și, cred că l-am făcut premier, așa e, președinte. Am avut și eu impresia că este premier, dar normal. Așa e, da. Deci, liderul autocrat al Turciei, să spunem așa, ca să evităm orice greșeală. Președintele Turciei. Deci în 2014 nimeni nu a protestat, iar acum Erdogan vine cu această poziție care este foarte clară. Dați-le teritoriile înapoi, inclusiv Crimeea. La asta nu se puteau aștepta rușii. Deci arată că e o poziție destul de proasta Rusiei în contextul militar de pe front, dar și în context diplomatic, pentru că Recep Tayyip Erdogan venea chiar de la o întâlnire cu Vladimir Putin petrecută săptămâna trecută, la oaltă cu alte țări din zona de influență a Rusiei, dar nu pare că domnul Putin a obținut vreun sprijin din chestiunea asta. Deci e o complicație la care să vedem cum va răspunde comunitatea internațională în această situație și probabil că după săptămâna viitoare ne lămurim și la ce trebuie Rusiei exact această alipire în acest moment. Cel mai probabil rămân la opinia asta că e vorba de mobilizare generală. Nu știu dacă... Da. Dacă ai spus mobilizare generală, mă pregăteam să te întreb dacă cât va mai ține războiul ăsta, opinia ta. În orice caz, iarna asta, cu
siguranță, da, pentru că este modul prin care Rusia poate controla prețul la gaze și la petrol și să-și rezolve niște, să-și creeze niște pârghii prin care să își mențină șantajul asupra Europei. Doar că în timpul ăsta Europa se desprinde încet, încet de sursele rusești de energie și își caută un drum fără Vladimir Putin, că de fapt despre asta e vorba. Cătălin Striblea, mulțumim, mâine la România în direct, așteptăm din nou în studio.